pesaul și atrăniul l-a adus la Antiochia. Și au stat acolo un an întreg, adunându-se în biserică și învățând mult popor. Și în Antiochia, întâia oară, ucenicii s-au numit creștini. În acele zile s-au coborât de la Ierusalim în Antiochia proroci și spunându-se unul dintre ei cu numele Agab, a arătat prin Duhul că va fi în toată lumea foamete mare, care a și fost în zilele lui Claudiu. Iar ucenicii au hotărât ca fiecare dintre ei, după putere, să trimită spre ajutorare fraților care locuiau în Iudeea, ceea ce au și făcut. Trimițând preoților prin mâna lui Barnaba și a lui Saul, este locul cuvenit pentru închinare. Dar Iisus i-a zis: femeie, crede
nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim, vă veți închina capul. Voi vă închinați la ce nu știți. Noi ne închinăm la ce știm, căci mântuirea este de la iudei. Dar vine vremea și acum am și venit când închinătorii cei adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, căci Tatăl astfel voiește să fie cei ce se închină Lui. Duh este Dumnezeu și cei ce se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr, a zis femeia către dânsul. Știm că va veni Mesia, căruia îi se zice Hristos când va veni. Acela ne va spune nouă toate. Iisus i-a răspuns, Eu sunt Cel care vorbesc cu tine. Dar atunci au venit ucenicii Lui și se mirau că vorbea cu o femeie, însă nimeni nu i-a zis ce o întreb sau despre ce vorbești cu ea. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în oraș și a zis oamenilor, Veniți de vedeți un om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva acesta este Hristos? Deci au ieșit din oraș și veneau către dânsul. În timpul acesta, ucenicii lui îl rugau zicând, Învățătorule, mănâncă! Dar el le-a zis, Eu am de mâncat o mâncare pe care nu știți. Deci ucenicii se întrebau între ei, Nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus însă le-a zis, Mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrul lui. Oare nu ziceți voi că mai sunt 4 luni și vine secerișul? Iată zic vouă, ridicați ochii voștri și vedeți porile că sunt albe, gata de seceriș. Iar cel care seceră primește plată și adună rod în viața de veci, ca împreună să se bucure și cel ce seamănă și cel ce seceră, căci aici se adevărește zicerea că altul este cel ce seamănă și altul cel ce seceră. Eu v-am trimis să secerați ceea ce voi n-ați muncit. Alții au muncit și voi ați intrat în munca lor. Iar din orașul acela, mulți dintre samarineni au crezut în trânsul, pentru cuvântul femeii care mărturisea, mi-a spus mie toate câte am făcut. Deci după ce au venit la dânsul, samarinenii l-au rugat să rămână la ei și a rămas acolo 2 zile și mult mai mulți au crezut pentru cuvântul lui, iar femeii îi ziceau, credem nu numai pentru vorbele tale, ci fiindcă noi înșine am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristos.